Saturn este o planetă cunoscută pentru sistemul său magnific de inele alcătuite din particule strălucitoare de gheață. Aceste inele aprind lumina Soarelui și o reflectă înapoi, creând un spectacol vizibil chiar și de pe Pământ. Alte planete au inele, dar niciuna nu este la fel de spectaculoasă ca a lui Saturn. Fascinant este că oamenii de știință cred că inelele ar putea fi rămășițele a două foste luni, care probabil s-au ciocnit cu milioane de ani în urmă. Dar din acea distrugere, se pare că are loc un fenomen remarcabil, nașterea unor luni noi. Sistemul maestos de inele al lui Saturn, anterior considerat fix, pare să dețină posibilitatea creării de noi lumi în sistemul nostru solar. Dar ce motivează formarea acestor luni noi? Câte am reușit să descoperim până acum? Reprezintă oare acestea nașterea unei noi luni distincte în sistemul nostru solar? Până la succesul fenomenal al misiunii Cassini, Saturn fusese vizitat doar de 3 nave spațiale, fără a se stabili o prezență pe termen lung, ceea ce a dus la interacțiuni minunate, dar efemere, care adesea au ridicat mai multe întrebări decât au oferit răspunsuri. Totuși, misiunea Cassini a revoluționat modul în care înțelegem gigantul gazos. Pentru o perioadă de 13 ani, a orbitat în jurul lui Saturn, descoperind multe dintre secretele sale, în timp ce a capturat imagini de o frumusețe impresionantă. În timpul său la Saturn, Cassini a permis oamenilor de știință să exploreze atmosfera uriașului gazos, capturând imagini detaliate cu furtuni colosale, modele de nori, vârtejuri și jetul hexagonal de la polul nord al planetei, un vârtej misterios anterior necunoscut. A oferit observații neîntrerupte asupra multor luni ale lui Saturn, dintre care cel puțin 146 orbitează în jurul său. De la Titanul acoperit de ceață la geizerele de gheață ale lui Enceladus, aceste noi observații au stârnit chiar speculații despre potențialul pentru viață în afara Pământului. Și desigur, nava spațială a explorat sistemul magnific de inele al planetei, intrând chiar și în spațiul dintre vârfurile de nori ale lui Saturn și marginea interioară a inelelor, trecând atât de aproape încât a trebuit să folosească antena radio ca scut împotriva particulelor de gheață cu care s-a ciocnit. Urmăriți Ai Vrea Să Știi. Dacă vă place conținutul meu, atunci nu uitați să vă abonați pentru mai multe videoclipuri. Și vă rog să apăsați și butonul de like. Mă ajută enorm și pe voi nu vă costă nimic. Teorii. Cum s-a format această caracteristică spectaculoasă este un mister, dar oamenii de știință au propus diverse teorii pentru a încerca să explice originile sale. O teorie, de exemplu, sugerează că inelele sunt pur și simplu resturile unui proces eșuat de formarea lunilor. În acest scenariu, atracția gravitațională a lui Saturn a împiedicat acumularea unui obiect de mărimea unei luni în inelele sale, rezultând în schimb un vast disc de resturi înghețate. Totuși, studiile recente sugerează că inelele lui Saturn ar putea fi mult mai tinere decât s-a crezut anterior. Cassini a descoperit că materialul din interiorul lor este format din fragmente de gheață care sunt foarte pure și nepoluate de praf. Asta sugerează că inelele iconice trebuie să fie destul de tinere, posibil doar câteva milioane până la câteva sute de milioane de ani. Pentru cea mai mare parte a istoriei sistemului nostru solar de 4,5 miliarde de ani, planeta Saturn ar fi avut probabil un aspect mult mai banal. Una dintre teoriile mai recente este că inelul lui Saturn sunt resturile a două luni ghețoase mari și vechi, care au intrat în coliziune și s-au sfărâmat. De la coliziune, interacțiunile gravitaționale dinamice au modelat resturile rezultate, creând sistemul magnific de inele pe care îl vedem astăzi. Aceasta constă într-o serie de 7 inele concentrice, fiecare variind în mărime și densitate. Cu toate acestea, se pare că acest spectaculos câmp de resturi nu este doar un vestigiu al unei distrugeri antice, ci și un loc unde se formează noi lumi. Satelit minor. Aceste obiecte mici, dar fascinante, numite lunete, se crede că se formează prin multitudinea de interacțiuni gravitaționale complexe cauzate în cadrul sistemului de inere. Atunci când particulele din inele interacționează, ele se pot aglomera pentru a forma particule mai mari, creând în cele din urmă obiecte mai mari care uneori au câțiva kilometri în lățime. Practic, ele sunt luni mai mici în devenire. Într-un fel, ele sunt embrionii unor noi lumi. Acestea pot fi găsite în tot sistemul de inele. De exemplu, un lunet mai mic numit S2009S1 este situat în inelul B, orbitând la doar 117.000 de kilometri distanță de gigantul gazos. Mai departe, în inelul A au fost descoperite mult mai multe lunete, unele dintre acestea având spații înguste ciudate ca o ilice pe fiecare parte a lor. Un astfel de lunet este numit Bleriot, unul dintre cele mai mari lunete elice descoperite de până acum și totuși are doar aproximativ 860 de metri în diametru. Un exemplu cunoscut de lunet nou format este Peggy, o mică lume descoperită în 2013, orbitând chiar la marginea inelului A. Numită după numele mamei soției descoperitorului,
Peggy avea o lungime de aproape 5 km și la acel moment se spunea că este prima lună vreodată văzută formându-se în timp real. Atunci când Peggy a fost văzută din nou în 2014, era mult mai palidă, sugerând că lunetul a fost implicat într-o coliziune, iar observațiile ulterioare au confirmat că Peggy s-a rupt în două piese, creând un alt fragment numit Peggy B. Astfel, în loc să surprindă doar un lunet în actul de formare, oamenii de știință au reușit să vadă cum un alt lunet se desprinde. Se estimează că există peste 150 de acești embrioni de luni incorporați în sistemul de inele, iar acesta este considerat doar un eșantion mic al populației totale de astfel de obiecte. S-ar putea ca printre inelele gigantului de gaz, s-ar putea ca în sistemul de inele al lui Saturn să se ascundă milioane de astfel de microlumi. Dar nu este surprinzător faptul că mediul în care există acestea este imprevizibil. Multe dintre aceste noi lunete, la fel ca Peggy, se ciocnesc și se desfac. Deci este posibil ca inelele lui Saturn pline cu aceste luni miniaturale să se formeze într-o zi într-o singură lună nouă mare? Din păcate, răspunsul este nu. Inelele lui Saturn sunt în prezent prea aproape de planetă, în interiorul a ceea ce se numește limita roșie. Cea mai îndepărtată orbită unde gravitația unei planete este suficient de puternică pentru a destrăma corpurile mari de rocă sau de gheață care se apropie prea mult. Orice obiect mare care depășește această limită este sfâșiat de puternica gravitație a lui Saturn, fapt care constituie posibil la o altă teorie despre cum au apărut inelele în primul rând. Totuși, este posibil ca lunile care orbitează mai departe să se fi format din acest inel de resturi. Lunetele mai mici, cum ar fi Atlas, Epimeteus, Pandora, Dephis sau Pan, toți orbitează Saturn la marginea limitei roșii și probabil s-au format în același eveniment violent care a creat inelele. Cel mai interior dintre aceste luni ar putea fi chiar fragmentele mai mari ale lunilor antice distruse, care au crescut prin colectarea materialului inelar de la nașterea lor, posibil mai puțin de câteva sute de milioane de ani în urmă. Aceste lunete exercită suficientă gravitație pentru a ordona particulele ghețoase din inel la locul lor. Unii sateliți precum Atlas par să îngrijească inelele prin netezirea marginilor acestora. Alții, precum Pan și Dephis, par să creeze căi între inele. Totuși, inelele modelează și ele lunile, acoperindu-le cu movile colorate de gheață și dându-le forme neobișnuite. Se pare că aceste luni tinere sunt copiii celor distruse, crescând încet la marginea inelului. Deci, odată cu descoperirea acestor obiecte, există sugestia că nu totul din sistemul solar s-a format cu 4,5 miliarde de ani în urmă. Aceste luni par să se fi format acum 10 milioane de ani. De asemenea, este foarte posibil ca noi luni să se formeze chiar în acest moment și noi să nu știm. Viitorul inelelor lui Saturn nu este cunoscut. Unele studii indică faptul că acestea vor cădea încet încet în gigantul gazos, astfel încât peste aproximativ 300 milioane de ani de acum, acestea vor dispărea definitiv. Dar în epoca noastră, inelele lui Saturn sunt una dintre cele mai mari minuni ale sistemului nostru solar. Un loc al distrugerii și creației. Un testament al frumuseții, dar și al complexității micului nostru colț de univers. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă da, apasă și butonul de like și abonează-te. Mai e multe de văzut. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Salut!